Clericii din protopopiatul Însurăței, județul Brăila, s-au reunit astăzi în cadrul conferinței semestriale de toamnă. Întâlnirea s-a desfășurat în biserica din vecinătatea sediului protoieriei și a fost prezidată de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Conferința s-a desfășurat în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena și a început cu Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în prezența preoților din protopopiatul Însurăței. La slujba au mai fost prezenți cântăreți bisericești, copiii și elevi care au oferit și răspunsurile liturgice. După slujbă s-au desfășurat lucrările conferinței semestriale. În semn de binecuvântare și recunoștință, 5 persoane din parohiile protopopiatului Însurăței, cu vârste de peste 80 de ani, au primit din partea părintelui arhiepiscop diplome și sprijin financiar. În periplu prin protoierii, în mijlocul câmpiei Bărăganului la Însurăței, protoieria formată din preoți tineri și buni, însoțiți de cântăreți și de profesori de religie, ne-au arătat spicele cele mai curate și frumoase, copiii și tinerii, care au devenit o coroniță și a fost așezată la încununarea rugăciunii de la Dumnezeiasca Liturghie. Mai presus de toate, imnografii mici, copiii, au bucurat inimile rugătorilor de vârsta a treia și un număr de rugători între 90 și 99 de ani ne-au arătat cât de tineri putem rămâne prin rugăciunea cântată în comun și prin iubirea de nepoți și cât de mult pot crește frumos nepoții atunci când stau sub binecuvântarea, iubirea și bunătatea bunicilor săi. Dorim ca toate rugăciunile noastre de astăzi, atât a celor mici și a celor în vârstă, să fie temelie și plămadă pentru fundația care va ridica un nou așezământ social filantropic, unde împreună cu cei vârstă și cu cei mici ne vom întâlni pentru a duce mai departe din neam în neam bucuria întâlnirii dintre generații. Ultima parte a conferinței a fost rezervată dezbaterilor, în cadrul cărora au fost analizate activitățile și programele misionare desfășurate în acest an.